O persoană care nu a vrut să-și furnizeze datele de identificare a sunat duminică la serviciul 112 spunând că a fost sechestrată într-o locuință de pe raza municipiului Caracal. Potrivit IPJ Olt, în jurul orei 13, polițiștii din cadrul Inspectoratului pentru Poliție Județean Olt au fost sesizați prin 112 de către o persoană care nu a vrut să-și furnizeze datele de identificare cu privire la faptul că ar fi fost sechestrată într-o locuință de pe raza municipiului Caracal. Ca urmare a acestui fapt, la nivelul Poliției Municipiului Caracal s-a întocmit un dispozitiv format din aproximativ 20 de polițiști, sprijiniți de forțe ale Inspectoratului pentru Jandarmi Județean Olt, care au efectuat activități de căutare a celei în cauză, se arată în comunicatul IPJ Olt. Operațiunea a durat aproximativ 12 ore, în condițiile în care, în urma apelului, nu au fost furnizate informații care ar fi putut fi exploatate, la final constatându-se că aspectele sesizate nu s-au confirmat. Femeia în cauză a fost condusă la audier la sediul Poliției Municipiului Caracal.